Dosarul electronic de sănătate este un sistem informatic central care colectează toate informațiile medicale de la toți furnizorii de servicii medicale cu care un pacient a intrat în contact de-a lungul vieții. Prin intermediul dosarului electronic de sănătate, datele medicale sunt păstrate în siguranță într-un singur loc. Evoluțiile medicale colectate oferă medicilor informații importante legate de starea de sănătate a pacienților, accesul la evidența consultațiilor este facil, iar întregul istoric medical al pacientului poate fi consultat online doar dacă pacientul oferă acest drept. Dosarul electronic de sănătate conține informații legate de sumarul de urgențe cu date medicale vitale esențiale medicilor, antecedente medicale declarate de pacient, istoricul medical complet al pacientului, documente medicale arhivate în ordine cronologică, dar și date personale securizate, la care are acces doar pacientul. Dosarul electronic de sănătate poate fi accesat online de pe orice dispozitiv conectat la internet la adresa des-cnas.ro. Se apasă butonul Accesează DES și se urmează procedurile de autentificare. Autentificarea se face cu ajutorul unui certificat digital. După introducerea parolei certificatului și confirmarea autenticității acestuia, se va permite accesul în portal. În cazul în care medicul autentificat are contract cu mai multe instituții medicale, se va selecta instituția medicală dorită, după care este afișată pagina principală. În centrul paginii se află secțiunea de documente pe care le poate introduce un medic, precum și documentele introduse deja de către medicul autentificat. În stânga paginii se află lista de pacienți pe care medicul i-a accesat recent. Pentru a căuta un anumit pacient, fie este căutat în listă, fie îi este introdus CNP-ul sau CID-ul în câmpul Caută dosar pacient. Vizualizarea datelor medicale relevante din dosar este posibilă numai după ce medicul caută pacientul și îi accesează dosarul. Medicul poate vizualiza datele medicale relevante, respectiv sumarul de urgență, atenționări și istoricul medical al unui pacient. Secțiunea de atenționări prezintă pe scurt existența unor atenționări privitoare la sănătatea pacientului respectiv. Prin click pe oricare dintre atenționările înscrise în dosar, pagina este derulată spre secțiunea respectivă a informațiilor de urgență. Sumarul și informațiile de urgență se afișează automat în pagina principală odată ce medicul s-a autentificat și a ales să consulte dosarul pacientului. În eventualitatea unei urgențe medicale, având acces la aceste informații, medicul poate lua cele mai bune decizii în timpul cel mai scurt. Informațiile pentru situațiile de urgență ale unui pacient sunt structurate pe secțiunile alergii și intoleranțe, proteze și dispozitive interne, transplanturi, proceduri medicale relevante pentru urgență, boli cronice, boli hematologice, boli transmisibile, tratamente curente și internări recente. Fiecare secțiune prezintă descrierea și sursa informației într-o formă tabelară. Pentru a vizualiza întregul dosar al pacientului selectat, este necesară confirmarea acordului acestuia fie prin prezentarea cardului de sănătate la cititor, fie prin introducerea unei poziții din matricea de securitate a pacientului. Matricea de securitate reprezintă o alternativă la cardul de sănătate pentru ca pacienții să poată accesa dosarul de sănătate în deplină siguranță. Orice medic poate genera și tipări o matrice de securitate pentru un pacient, cu condiția ca pacientul să-i prezinte un act de identitate. La istoricul medical al pacientului, medicul are acces doar după ce a introdus codul din matricea de securitate a pacientului. Această secțiune conține informații despre alergii, boli cronice, istoricul de boli și diagnostice, intervenții și proceduri efectuate, servicii medicale, imunizări, dar și tratamente medicamentoase acordate în cadrul unor studii clinice. Datele afișate în cadrul acestei secțiuni sunt informații documentate de către un medic în urma interpretării rezultatelor clinice și a investigațiilor, a diagnosticării pacientului și a stabilirii recomandărilor de tratament. Având acces la istoricul medical, la tratamente și fișe de observații, medicul va lua cele mai bune decizii în privința sănătății pacienților și poate pune diagnosticul corect mai rapid.
În această parte a dosarului sunt cuprinse informații despre antecedente medicale ale pacientului, precum și informații personale legate de modul și mediul de viață al acestuia. Documentele medicale colectate în dosarul electronic de sănătate organizate după criteriul relevanței sunt prezentarea la internare, fișa de spitalizare continuă sau de zi, fișa de consultație, rețeta, bilete de trimitere și recomandare. Fiecare document este însoțit de o descriere succintă, denumirea instituției și specialitatea medicală care l-a generat, precum și diagnosticul stabilit. Informațiile personale colectate de dosarul electronic de sănătate respectă cadrul legal privind protecția și securitatea datelor cu caracter personal. Astfel, datele personale și cele medicale pot fi vizualizate doar de către pacient. Informațiile medicale complete pot fi vizualizate de medic doar dacă acesta are permisiunea pacientului. Medicul poate completa documente, poate edita, corecta sau anula complet un document. Documentele ce pot fi introduse în dosarul pacientului pot fi fișa de prezentare la internare, extras fișa de spitalizare continuă sau de zi, fișa de consultație, trimitere clinică și paraclinică, recomandare îngrijire la domiciliu, trimitere recomandare dispozitive medicale și rețetă. Pentru a adăuga un document nou, se va da click pe tipul de document dorit din secțiunea Adaugă documente noi și se vor completa cel puțin secțiunile obligatorii semnalate corespunzător. Ulterior completării, se va acționa butonul de salvare și apoi cel de trimitere în baza de date. Pentru a consulta dosarul de sănătate al unui pacient minor sau aflat în incapacitate legală de a se reprezenta singur, este necesară certificarea prezenței reprezentantului legal. În cele mai multe cazuri, reprezentantul joacă rolul de aparținător al pacientului. Părintelui îi se va da acces la dosarele de sănătate ale copiilor minori, iar reprezentanților legali îi se va permite accesul la dosarele persoanelor pe care le reprezintă. Utilizarea dosarului electronic de sănătate este facilă atât pacienților, cât și medicilor care au în îngrijire un pacient, oferindu-i diagnosticul și tratamentul adecvat, bazându-se și pe istoricul medical. Dosarul electronic de sănătate, pe scurt, colectează, administrează și organizează informațiile medicale introduse de furnizorii de servicii medicale, permite accesarea sigură și protejată a informațiilor medicale din orice locație, reduce timpul de luare a unei decizii medicale corecte și eficiente, asigură continuitate în procesul medical prin monitorizarea rezultatelor investigațiilor și a tratamentului recomandat, oferă transparență actului medical și reduce semnificativ timpul de acces la informații medicale necesare în situații de urgență. You